Vă salut, dragi prieteni! Constat cu deosebită plăcere că interesul pe care îl acordați, în general, subiectelor pe care eu vi le propun, este mare. Acest lucru mă obligă față de voi să continui să vă țin atenția trează. Împreună vom descoperi lumea, o lume pe cât de ciudată, pe atât de fascinantă. De aceea mi-am propus astăzi să discutăm despre singurătate și care sunt riscurile singurătății. Dacă la prima vedere avem sentimentul că se rezumă la momente temporare de respingere sau la o zi proastă, garantat vă înșelați. Singurătatea este o afecțiune cronică ce afectează milioane de oameni de toate vârstele și din toate mediile. Rezultatele negative ale singurătății sunt uluitoare. Nu numai că singurătatea este legată de iritabilitate și depresie, dar crește riscul de deces prematur cu mai mult de 25%. Dovezile sugerează că singurătatea este la fel de nocivă pentru sănătatea noastră ca fumatul a 15 țigări pe zi și are un impact mai mare asupra longevității noastre decât obezitatea. Nu există zone ale vieții unei persoane care nu sunt afectate de singurătate. Performanța muncii, creativitatea și luarea deciziilor sunt afectate de singurătate, fără a menționa funcția cardiovasculară și sănătatea psihologică, de exemplu, anxietate și depresie. Nu este un defect de caracter sau un rezultat al abilităților sociale slabe. Singurătatea nu este legată de clasa socială, de rasă sau de sex și nicio demografie cunoscută nu oferă nicio protecție împotriva singurătății. Mai degrabă, oamenii de știință recunosc singurătatea ca pe o condiție fundamentală, situație care afectează oamenii normali, obișnuiți. Când oamenii se simt singuri, adică se simt izolați social și singuri, chiar și în prezența altora, sunt expuși riscului unei mari varietăți de probleme sociale, psihologice și fizice. Un studiu recent a scos în evidență faptul că generația Z, adulți cu vârstă cuprinsă între 18 și 22 de ani, este cea a persoanelor care sunt cel mai expuse riscului de singurătate, o problemă care nu depinde de utilizarea social media, cum s-ar putea presupune. Mai degrabă, datele studiului sugerează că utilizatorii social media nu sunt diferiți de cei care nu folosesc social media când vine vorba despre raportarea la singurătate. Singurătatea nu se rezumă doar la a fi singur, neînconjurat de oameni, susține psihologul John Cacioppo de la Universitatea Chicago într-un interviu pentru US News. Chiar și atunci când suntem înconjurați de prieteni, ne putem simți de fapt singuri, pentru că nu putem găsi acea conexiune cu cei din jurul nostru. Pe de altă parte, chiar și atunci când relațiile întemeiate sunt de calitate, există riscul de a ne simți singuri din lipsa contactului cu respectivele persoane, a orelor petrecute alături de acestea, împărtășind experiențe, speranțe și gânduri, notează Psychology Today. Sentimentul de singurătate ar putea fi strâns legat de factorii genetici, sugerează un studiu realizat de psihologul John Cacioppo, iar la aceștia se adaugă și alte elemente, precum izolarea fizică, divorțul, moartea unei persoane dragi sau chiar schimbarea domiciliului și părăsirea comunității, susține Kendra Cherry, educatoare și autoare a cărții Everything Psychology Book. Mai mult, atrage atenția aceasta, persoanele care au o impresie proastă despre ele sau cele care au o stimă de sine scăzută sunt expuse pericolului izolării sociale și singurătății. Chiar și apartenența la un grup minoritar, abuzurile fizice sau sexuale, excluderea pe fondul discriminărilor de gen, de rasă, de orientare sexuală,
sau din cauza unor handicapuri, sunt elemente care pot naște sentimentul de singurătate și chiar dorința de izolare, notează organizația britanică Mind. Poate cel mai grav este faptul că singurătatea este contagioasă, la fel ca o răceală, arată un studiu realizat de psihologul John Cassiopo. Astfel, singuraticii îi molipsesc practic cu sentimentul lor pe cei din jur, de la familie, prieteni și până la cunoștințe. Cercetătorii au putut observa că legăturile sociale cu cei singuratici au puterea de a transmite această stare chiar și în cazul persoanelor care nu suferă de singurătate. În plus, studiul notează că ne simțim singuri aproximativ 48 de zile pe an, dar fiecare prieten nou pe care ni-l facem are puterea de a micșora acest interval cu 2 zile anual. Poate cea mai importantă observație însă este cea legată de modul în care grupurile au tendința de a marginaliza singuraticii, lucru care contribuie la amplificarea sentimentului de singurătate a celui alungat. Persoanele cu puțini prieteni sunt mult mai expuse riscului de a deveni tot mai singuratice pe parcursul trecerii timpului, lucru care le scade probabilitatea de a atrage sau de a încerca să formeze noi legături sociale, susțin cercetătorii studiului, citați de Life Science. Problema este că singurătatea nu ne afectează doar din punct de vedere social. Efectele acestei condiții au impact psihologic, dar și asupra sănătății individului. Așa cum subliniază John Cassiopo într-un interviu pentru US News, singurătatea se poate citi în analiza nivelului hormonilor de stres, dar și în modul de funcționare a sistemului imunitar și cardiovascular. Mulți singuratici ar putea de asemenea să găsească un refugiu în consumul de alcool și alimente bogate în grăsimi. În același timp, ei au tendința de a fi mai puțin activi, susține expertul, făcând mai puțină mișcare decât cei care nu sunt singuri. Au un somn mult mai slab calitativ și deci sunt mult mai obosiți pe parcursul zilei. Kendra Cherry a extras din studiile lui Cassiopo și alte efecte ale singurătății asupra sănătății fizice și psihice. Astfel, singuraticii sunt mult mai expuși riscului de dezvoltare a bolilor cardiovasculare, alterării funcțiilor cognitive, a memoriei și a capacității de învățare. Mai mult, singurătatea poate conduce la dezvoltarea unui comportament antisocial, contribuie la creșterea nivelului de stres, dar și la instalarea stării de depresie, care poate conduce chiar la sinucidere. Poți fi mulțumit și împlinit chiar dacă ești singur. Singurătatea intervine atunci când te simți izolat din punct de vedere social. Atunci când are loc o ruptură între dorința ta de a avea relații sociale și relațiile sociale pe care le ai de fapt. Este important să fii conștient de efectele pe care le are singurătatea asupra creierului tău, și anume că duce la o hipervigilență la pericolele din jur și îți accentuează instinctul de autoapărare. Dacă te simți singur, ar putea fi un semn de alarmă că trebuie să îți analizezi interacțiunile sociale, spune Cassiopo. De exemplu, dacă simți că un prieten te-a ofensat, întreabă-te dacă erai într-o stare de izolare sau de ostilitate la care prietenul tău ar fi putut reacționa. Trebuie să înțelegi că ai putea fi responsabil, a adăugat John Cassiopo. În procesul de reeducare cognitiv-socială, psihologul sugerează 4 pași pentru a combate singurătatea. 1. Depășește-ți limitele. Nu poți crea legături sociale dacă te izolezi, este de părere doctorul Cassiopo.
Acceptă invitații chiar dacă nu ai chef să ieși în oraș. 2. Dezvoltă un plan de acțiune. Nu este suficient să te bazezi pe invitații aleatorii. Fă-ți un calendar și o hartă a vieții tale sociale. Asigură-te că ai activități în fiecare săptămână. În cazul în care nu ai planuri, ia inițiativa și invită-i tu pe ceilalți la diferite activități. 3. Petreceți timpul cu persoane care au preocupări similare cu tine. Pentru a nu te simți singur, este bine să petreci timp cu oameni care au interese, preocupări și valori comune cu tine. Dacă nu găsești în cercul tău de cunoștințe asemenea persoane, dar îți place să citești, înscrie-te într-un club de carte, iar dacă ești un iubitor al sportului, înscrie-te într-un program sportiv. Și 4. Așteptați-vă la cele mai bune rezultate. Când te simți singur, este foarte posibil să interpretezi greșit acțiunile celorlalți oameni. Prietenul tău chiar evită să se întâlnească cu tine sau are doar prea mult de muncă și este prea ocupat ca să te sune? Acordați-le încredere oamenilor din jur. Acțiunile prietenilor voștri nu sunt neapărat atât de rele cum par uneori. Este de părere psihologul Cassiopo. Deci, singurătatea poate fi învinsă, ne spun specialiștii. Un prim pas poate fi restabilirea conexiunilor sociale, notează Mind. Acordă-ți timp pentru a petrece cu cei dragi câteva momente. Chiar și un simplu telefon poate fi de ajutor în astfel de situații. De asemenea, te poți implica în noi activități care te vor ajuta să cunoști și alți oameni. Poți participa la diverse cursuri, poți merge mai des la biserica din comunitatea de care aparții, ai putea chiar să te implici în acțiuni de voluntariat. Învață să te deschizi în fața celor din jur, în loc să te izolezi. Notează Best Health Magazine. Psihoterapeutul Leslie Musicar susține că singurătatea apare atunci când nu ne simțim confortabil în preajma celor din jur sau când credem că aceștia nu ne vor plăcea și de aceea nu îi lăsăm să se apropie. Acest lucru s-ar putea naște și din desconsiderarea propriei persoane, iar acest aspect este un alt punct important care trebuie rezolvat pentru a învinge singurătatea. Așa cum notează Dr. Musicar, prima relație la care trebuie să începi să lucrezi este cea cu tine însuți. În anumite situații poate fi dificil, dar odată ce te-ai acceptat și ai învățat să te prețuiești, cu siguranță îți va fi mult mai ușor să stabilești legături cu cei din jur. Exercițiul fizic este recunoscut de către psihologi, nutriționiști și profesioniști din domeniul medical pentru beneficiile sale pentru sănătatea fizică și mentală. Un alt potențial beneficiu al exercițiului fizic, persoanele care practică un sport au mai multe șanse de interacțiune socială decât persoanele care își desfășoară viața strict în varianta casă-birou-casă. Un program regulat de exerciții fizice are ca rezultat direct o rată mai mică a singurătății. Conectarea cu ceilalți într-un mod real a fost unul dintre cei mai puternici predictori ai unui nivel scăzut de singurătate și a unuia crescut de sănătate, mai ales mentală. Suntem în mod fundamental creaturi sociale. Satisfacerea acestei nevoi de bază, de interacțiune, este vitală pentru bunăstarea noastră. Somnul de calitate este recunoscut pentru contribuția în cazul susținerii funcției cognitive, al stării de spirit, în reglarea impulsurilor și în performanțele memoriei. Acum există posibilitatea ca acesta să contribuie la un nivel mai scăzut de singurătate, pentru că o persoană odihnită este mai dispusă și mai capabilă să interacționeze social decât una epuizată în permanență. Ana Pantazescu, psihoterapeut cognitiv-comportamental, ne spune că uneori să vrem să fim singuri.
Sună ciudat, însă este și asta o posibilitate și ea este firească. Dacă simțim că vrem să nu interacționăm uneori cu cei din jurul nostru, este normal, atâta timp cât nu devine o obișnuință. Avem nevoie de timp cu noi înșine, să ne punem ordine în gânduri sau, de ce nu, doar să stăm în pat și să citim o carte bună. La polul opus, unii oameni dau totul tuturor. Sunt mereu înconjurați de cineva care vrea ceva de la ei. Lucrează excesiv de mult, își iau munca și acasă, au mereu grijă de toți din familie, mai puțin de ei înșiși. În acest caz, momentele de solitudine sunt mai mult decât necesare. Sunt acele momente de reconectare cu sinele, în care lași la ușă tot ce nu îți aparține. Este indicat să stai și singur, să îți asculți propriile gânduri și dorințe. Oamenii de știință spun că persoanele care preferă uneori singurătatea și nu se plictisesc au un IQ mai mare decât media. Psihologic vorbind, cei care nu au probleme să petreacă timp cu ei înșiși au o stimă de sine ridicată. De ce? Atunci când vrei să stai tu cu tine, înseamnă că te placi. Indiferent de situație, că te bucuri de singurătate sau că nu te simți confortabil cu ea, singurătatea este necesară din punctul de vedere al evoluției. Ajută la creșterea personală sau ne dă un semnal de alarmă că trebuie să căutăm compania altor persoane. Numai așa am putut supraviețui ca specie, împreună. Eu sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit. Până data viitoare, vă doresc numai bine. La revedere!